Salariul minim se va majora de la 1 ianuarie cu aproximativ 130 de lei net. Românii consideră că orice ban în plus este binevenit, însă, comparativ cu creșterea prețurilor din țara noastră la utilități și alimente de bază, această sumă este nesemnificativă. Alături de pensionarii cu venituri mici, salariații din sectorul privat, plătiți la nivelul salariului minim, reprezintă cea mai vulnerabilă categorie socială în fața creșterii prețurilor. Deși se anunță majorarea acestei sume cu 130 de lei net, nu înseamnă că românii sunt scoși din datorii. Nu, e puțin, nu, e puțin, e foarte puțin. E puțin, 1500 de lei, e foarte puțin. Credeți că trebuia să majoreze salariul minim cu mai mult? Da, cu mai mult, măcar să fie cu 20% măcar. Adică e prea puțin cu 10%, e puțin rău de tot. Pentru mine nu e suficient. La viața care o duc în România aici e foarte puțin. Pentru că mediul în raport cu Occidentul e diferit. Acolo ai minimum 1000 euro al mezi stipendiu. Salariul aici e 200 de euro, 300 de euro. Păi de ce uleiul aici e 1 leu, 3 lei, 5 lei, când acolo e 70 centezmi sau 1 euro și 25 la salariul ăla? Foarte, foarte puțin. Lumea trăiește rău. Ei au salarii mari, ei au pensii mari și lumea moare de foame. Creșterea veniturilor din țara noastră ar trebui să fie mai consistentă, mai ales în actualul context social. România are unul dintre cele mai mici salarii minime europene și unul dintre cele mai mari prețuri la energie. Se poate așa ceva. De asta le pleacă tinerii și toți de acasă. Deci dacă nu se concepe un salariu cât de cât echitabil ca în Europa, nu o să mai avem și o să rămână ei politicieni acolo să vedem cine mai lucră. În construcție, în orice domeniu avem lipsă de oameni, de resursă umană. Și toată treaba e resursa umană. Nu ai om, salut, poți ce faci cu bani, doar o să mănânci bani. Nimeni nu conduce tractorul, nimeni nu întreprinde, nimeni nu lucrează, ne pleacă oamenii și îmi pleacă mereu. Asta e situația în România. Românii sunt nemulțumiți de nivelul de trai. Aceștia fac față cu greu problemelor financiare. Din cauza slabei salarizări, aceștia nu-și achită la timp facturile, amână consultațiile la medic și renunță la carne și fructe pentru a economisi. Cei mai mulți încearcă să rămână în țara natală, deși trăiesc cu grija zilei de mâine.